Salut, este foarte frumos aici, vă salut de la Azuga, de pe pârtia Sorica. Stațiunea Azuga este recunoscută ca fiind stațiunea taberelor de schi pentru copii. Avem acum și zăpadă, avem și copii. Cred că cei mici au venit pentru că au aflat că e imposibil ca pe 8 februarie să înceapă școlile și mai profită acum de zăpadă. Avem și vești bune pe care ne le aduce Andrei Pintenaru, este monitor, reprezintă și o școală de schi. Bună dimineața, la mulți ani, că nu ne-am văzut pe anul acesta, bine te-am găsit. Am văzut că deja ești la treabă. Bună dimineața, bună dimineața, băieți, bine ați venit la Azuga. Da, suntem la treabă, suntem cu piticii pe pârtie, avem un strat de 40 de centimetri de zăpadă. De mâine avem și o veste bună pentru turiști, se deschide pârtia Sorica din golul alpin și ne vom bucura de zăpadă. Piticii au venit la lecții și învață primele mișcări la baza pârtiei. Este destul de micuț, cu toate că el acum pare mărișor. Am înțeles că are doar câți ani are? 3 ani și? Haideți să-l întrebăm. Are 3 ani și 7 luni. Salut, bună dimineața, Marian, îmi pare bine. Vreau să-mi spui cum te numești, cum te cheamă pe tine? Tudor Andrei Butcă. Tudor Andrei, bravo! Este foarte micuț și mi-ai spus că până la vârsta de 5 ani ei nu poartă mască pe pârtie. Spune-mi puțin care sunt regulile aici în stațiune pentru cei care vor să vină să schieze și dacă se mai țin tabere și dacă sunt instructori care au copii. Câți copii au voie să aibă? Un instructor oricum trebuia să facă lecții de schi cu 6 copii maxim, dar acum cu distanțarea și cu regulile noi nu avem voie mai mult de 5 copii la un monitor. Copiii au venit la pârtie, se bucură de zăpadă și îndrumăm părinții să facă mișcare, să aducă copiii la schi, inclusiv ei să vină și să bucure de zăpadă. Pentru că la Azuga a nins, nu foarte mult, dar a nins, este un peisaj superb de iarnă și ne bucurăm de schi. Fii atent că o să mai revin la tine, oricum îți mulțumesc, o să ne vedem și puțin mai târziu. Nu știu, să vă spun acum, nu știu, ceva lucrează, universul lucrează, pentru că nu poate fi doar întâmplare. Domnul Răzvan, domnul Dani, cu cine credeți că ne-am întâlnit aici? Ne-am mai văzut la Sinaia, la Cota 2000, cu Amalia, care ne învăța să ne dăm cu placa și nu a venit singur, a venit împreună cu școala de schi și cu Iris, nu, o altă colegă. Da, bună dimineața! Neața, vreau să vă întreb ceva. Pe voi când vă adunați în școală, după ochi, voi trebuie să aveți toate ochii frumoși, așa? Da, să zicem, după ochi și după inteligență. În cazul ăsta eu picam și la ochi și la inteligență. Vă rog să-mi spuneți cum funcționează pentru voi această perioadă și dacă vă adaptați acestor norme acum. Fiecare instructor să nu aibă mai mult de 5 copii, cum vă descurcați? Ne descurcăm foarte bine, chiar dacă este o perioadă foarte dificilă. Păstrăm normele de distanțare socială. E o perioadă, părerea noastră, indic că este potrivit să facem sport. Datorită sportului ridicăm sistemul imunitar și prin sport suntem... Am înțeles. Vreau să spun așa, pe lângă pici, am înțeles că la tine vin și tătici, la voi. Vin tătici care vor să învețe să se dea cu placa, nu? Da, mai vin și tătici. Pe lângă cei mici sau vin cei mici împreună cu părinții lor. Vezi că ai deja pe cineva pe listă. Răzvan ar dori foarte mult să vină să învețe și el să se dea cu placa. A zis 2 luni de zile, dar nu a ajuns până acum, nu? Da, și ultima dată a spus că o să vină să-l învățăm, dar nu a venit. Încă îl așteptăm. Mai ales acum că avem și zăpadă proaspătă, se deschide și pârtia mare. Începând de mâine, poate să vină să încerce direct de sus. Din câte mi-amintesc eu, 22 de ani și la ochi așa, tu cam cât să fii? 25. Bine, te rog frumos, așa e drăguț, prezintă-ne și colegii tăi. Spune tu acum să-i prezinți pe colegii tăi cum se numesc, pentru că am înțeles că și pe la voi vin mămici. Exact, avem o echipă, Robert mă numesc eu, el este Marius, Sebastian și Alex. Noi vă ținem pumnii să aveți un an minunat și să trecem peste aceste probleme, pentru că zăpadă avem acum și se poate schia. Cam atât de aici, de la Azuga, ne vedem și puțin mai târziu. Ca un sfat prietenesc, dacă vreți să ajungeți repede la Azuga, să veniți pe autostrada București-Brașov. Noi am venit pe autostrada București-Brașov și în stațiunea Azuga am ieșit de pe autostradă și în 3 minute am ajuns. Sau dacă nu, cu elicopterul. Dacă nu, o să stați 3 zile prin stațiuni. Vise, tată, vise. O zi frumoasă, la revedere! Da, la un ce moment dat, zic că am ieșit de pe autostradă și în 3 minute. Zic, unde te-ai... Care Azuga? Azuga de Sud Tirol? Foarte frumos peisajul. Ajung și eu să învăț cu placa anul ăsta. Păi nu mă las, bă, Ramona, mă. Tu ce crezi că mă apuc acum? Dacă promit promisiune, să nu rămână.